Eu sunt Alexandra Pogăcean, sunt brăileancă, sunt născută, crescută acolo, dar de 4 ani trăiesc în Elveția și fac parte din comunitatea Semne cu Sute în acțiune de când s-a înființat. Pentru concursul Semne cu Sute am știut de la început că vreau să cos o ie nouă și că ea trebuie să fie neapărat de Ilfov. De ce am ales Ilfov? Pentru că am văzut ia cu sute de Ioana Corduneanu și în momentul respectiv am zis că compoziția și cromatica mă reprezintă mult mai bine decât orice altceva ce am văzut. La început, pentru că nu știam ce înseamnă să creez un ie nou, am luat toate planșele care erau disponibile, planșele de Ilfov, și am început eu să fac așa o combinație de aici-colo, câte un motiv de la una, alt motiv de la alta, și a ieșit o salată de vară, care nu avea nicio legătură cu mine, nici nu mi se lega efectiv pe pânză, deci rezultatul era submediocru la greu. Și atunci am schimbat tactica, am zis, eu nu mai fac așa, închid toate planșele, închid toate cărțile pe care le-am consultat, că deja începusem să copiez la greu și nu mai îmi plăcea ce făceam. Și o să fac ceva care mă reprezintă pe mine cu adevărat. Și am pornit altfel. Am pus pe hârtie tot ce vreau eu să spun despre mine, despre ea respectivă. Și de-abia apoi m-am gândit cam ce motive sunt astea care reprezintă ideile pe care vreau eu să le spun. Am vrut să fie o ie tânără, ca să mă simt tot timpul tânără, deci nu numai acum și dacă îmbrac peste 10 ani, să am același sentiment când o pun pe mine. Cromatica iilor de Ilfov este relativ simplu de intuit. Iile de Ilfov, cum zicea Ioana, sunt un apus de soare într-un lan de grâu. Pe orice ie pe care o voi coase, voi încerca să inserez într-un fel sau altul tricolorul, fie în altiță, preferabil, fie, nu știu, printr-un șnur. Aici s-a legat cel mai bine în altiță. Altița mea este încadrată de un șir de, eu le zic, cariatide. Ele sunt tot zeițe, simbol feminin, mâini în șolduri, care practic sunt stâlpul casei și reprezintă toate generațiile de femei dinaintea mea care au pus ele mâna pe cusut și au transmis mai departe arta asta. Asta am vrut să reprezint, că ele protejează tradiția. Am constatat că iile astea de bărăgan au de cele mai multe ori flori stilizate, iar eu am pus boboci stilizați pentru că bobocii sunt un simbol al tinereții. Iar și revenind la ce am vrut să spun despre ideea aceasta că vreau să mă simt tot timpul tânără când îmbrac ea asta, pe care am reprezentat-o și în altiță. Le-am așezat într-o compoziție care ar fi trebuit să sugereze ceva dinamic. Vedeți, sunt unul mai mic, unul mai mare. Pentru mine asta înseamnă dinamism, pentru că bărăganul nu impresionează prin formă, nu impresionează prin nimic altceva decât o senzație pe care o trăiești atunci când ești acolo. Ba de prea fric, ba de prea cald, ba că simți mirosul ierbii de bărăgan, de grâu, de flori, de câmp. Asta am vrut eu să reprezint. Aici la bentiță, efectiv, am rămas fără idei, n-am știut ce vreau să cos. Și am găsit întâmplător, am dat peste simbolul acesta, sunt niște opturi, la o ie de Cluj. Și mi-a plăcut ideea asta de colac de ritual, că astea sunt opturile astea. Și am vrut să simbolizez ideea de ofrandă, aici jos la mânecă. Pe piept am reluat ce am vrut să spun pe mânecă, dar sub altă formă. Deci ideea este aceeași, numai că este reprezentată altfel. Simbolul principal este motivul om-pom, care e foarte des folosit la noi, nu neapărat în această reprezentare. Eu am vrut să reprezint femeia ca un pom. Deci, practic, m-am folosit de simbolul mâini în șolduri și l-am reprezentat ca pe un arbore încadrat de două păsări. Eu am vrut să reprezint ideea asta un pom cât mai aproape de cei contemporani, de 2015. Și pentru mine asta înseamnă că femeia se reinventează așa cum natura se regenerează.